În minutele ce urmează, vreau să vă povestesc de ce eu cred că C și nu Python este cel mai potrivit limbaj pentru a începe învățarea programării. Bineînțeles că părerea este una subiectivă, dar experiența îmi spune că dacă veți alege acest limbaj, nu veți regreta. În primul rând, e destul de ușor de învățat. Unii deja l-au făcut în liceu, mai știu anumite informații, alții poate acum îl învață prima dată, dar nu e nicio problemă, e destul de ușor de învățat și e destul de puternic în comparație cu alte limbaje. Adică permite niște prelucrări care merg destul de rapid în comparație cu alte limbaje care sunt poate mai lente, să zic așa. De asemenea, e pe locul întâi în lume în indexul TIOBI. TIOBI e un clasament al popularității limbajelor de programare. Ei, C-ul, limbajul C, e pe primul loc de ceva ani buni, iar chiar acum, în momentul în care ne discutăm, în octombrie 2020, e încă pe locul întâi ca și limbaj de programare. Asta cu toate că are ceva vechime și o să vedem imediat. De asemenea, aproape orice software folosim zilnic e scris în limbajul C. Sistemele de operare sunt scrise în limbajul C, antivirusii și cel mai probabil multe dintre jocurile voastre preferate sunt scrise în limbajul C. Acum, de ce nu Python? Poate ați mai văzut pe internet sau ați mai auzit de anumite persoane care se apucă acum să învețe programare și încep direct cu Python. De ce nu am ales eu Python pentru acest curs? Python, cu toate că e destul de popular printre începători în zilele noastre și sunt universități renumite care au început să treacă la explicarea limbajului Python atunci când vine vorba de introducere în programare și de bazele programării, are totuși ceva probleme. Și una dintre probleme e că nu are toate funcționalitățile necesare pentru a înțelege pe deplin cum funcționează un computer. Una dintre aceste funcționalități care, după părerea mea, sunt necesare pentru a înțelege cum funcționează un computer este gestionarea memoriei. Python are o gestionare automată a memoriei și nu poate să ajute un programator să înțeleagă cum se întâmplă lucrurile în spate. Și acum, ca să dau un exemplu de la un training pe care l-am ținut, era un training de introducere în C#, în limbajul C#. C# e bazat pe C, adică și acolo se gestionează memoria. Și era unul dintre participanți, era programator de Python și cam după, nu știu să zic, vreo 5-6 ore de curs, ridică mâna și zice: eu acum am înțeles că de fapt toate variabile sunt salvate în memorie și că la un moment dat are importanță câtă memorie consum, că s-ar putea să o consum pe toată. Că în Python așa le declar și asta e, sunt niște variabile. De asta zic, e destul de important să învățăm să gestionăm memoria. Ulterior, putem învăța și limbaje care nu se mai ocupă de gestionarea memoriei și o fac automat. Dar fiind conștienți de cum se face gestionarea memoriei, după aia suntem conștienți de ce fac acele limbaje automat în spate. Și asta ne ajută mai târziu pentru a scrie programe cât mai complete și cât mai corecte. Așa că eu consider că C e cel mai bun compromis pentru începători. Și anume, e un limbaj destul de apropiat de limbajul mașinilor. Limbajul mașinilor se numește Assembler, poate ați auzit de el. Cu toate acestea, e un limbaj destul de apropiat și de limbajul uman. Da, avem if, dacă, else, altfel, while, adică cât, for, pentru. Da, dacă ar fi să traducem cuvintele cheie din engleză în română, cumva ne dau de înțeles ce se întâmplă acolo. E destul de ușor de citit pentru un om. Și cel mai important lucru, permite lucru direct cu memoria calculatorului. Lucru pe care multe dintre limbajele moderne, și aici să dau câteva exemple, Java, C#, Python, despre care discutam mai devreme, nu îl mai permit. Se lucrează cu abstractizarea memoriei și lucrul ăsta câteodată ne încurcă în loc să ne ajute. De cele mai multe ori ne ajută, da? Sunt anumite momente în care ne și încurcă. Așadar, ce este limbajul C? Este un limbaj de programare procedural sau structurat, lansat în 1972. Vedem că limbajul este destul de vechi și cu toate acestea încă este folosit. Asta denotă de obicei că e un limbaj bun. Ca la vin, cu cât e vinul mai vechi și încă e bun, înseamnă că e un vin scump. Așa putem privi și limbajul C, ca un vin vechi. E un limbaj creat acum mult timp, dar care încă își găsește utilitatea. A fost dezvoltat de Dennis Ritchie la Bell Laboratories în New Jersey, Statele Unite. Și iarăși să nu-l confundați cu C++, versiunea îmbunătățită a limbajului, care a fost lansată mai târziu, în 1985. Iar C++, după cum poate unii dintre voi știți, a adăugat limbajului C o nouă paradigmă, transformând limbajul C și într-un limbaj orientat obiect. Dacă nu sunteți familiar cu noțiunea de paradigmă, paradigmă înseamnă o modalitate de a programa. De exemplu, paradigma din C e de programare procedurală sau structurată. Paradigma din programare orientată obiect e de
programare orientată obiect. Mai există programare funcțională, programare reacțională, sunt mai multe tipuri de programare posibile. Cel mai popular tip de programare e programare orientată obiect. Și acum, ca să-l citesc pe Denis Ricci, creatorul limbajului, ca să înțelegeți de ce, dacă urmăriți acest curs, nu e suficient, ci e nevoie de mai mult, chiar el spunea că cea mai bună modalitate de a învăța un limbaj de programare nou este de a scrie programe în acel limbaj. Așadar, ce părere ai? Este C cel mai bun limbaj pentru începători? Lasă părerea ta în comentarii și hai să vedem ce motive ai să crezi sau poate să nu crezi asta. Ah, și nu uita să te abonezi.